uriașă mână fantomatică străbate spațiul întunecat, degetele sale fine apăsând ușor pe un nor strălucitor. Ar putea fi de domeniul științifico-fantasticului, însă descrierea este complet reală, după cum arată imaginile colectate de observatorul Chandra X-ray al NASA. Mâna a fost creată de moartea unei stele masive în timpul exploziei supernova, eveniment ce a lăsat în urmă rămășița stelară foarte densă, cunoscută drept pulsar, au explicat cercetătorii de la observatorul Chandra. Pulsarul a produs o bulă de particule în jurul său, care s-a combinat cu rezidurile rămase de la explozia supernova, astfel că a fost creată structura asemănătoare unei mâini care se întinde pe 150 de ani lumină. Totuși, ceea ce încearcă mâna să atingă este un nor de gaz cunoscut drept RCW-89. Rămășița de supernovă din centrul mâinii, numită MCH-1552, este situată la aproximativ 17.000 de ani lumină depărtare de Pământ. Astronomii cred că lumina de la explozia sa a ajuns la noi în urmă cu 1700 de ani, astfel că MCH-1552 este una dintre cele mai tinere rămășițe de supernovă cunoscute din galaxia Calea Lactee. Observatorul Chandra a mai surprins imagini cu mâna și înainte, unele fiind date publicității în aprilie 2009. Însă un studiu recent a analizat în detaliu dinamica structurii folosind imaginile surprinse de Chandra în 2004, 2008, 2017 și 2018. Cercetările au descoperit că unda de șoc a supernovei, care este situată în vârful degetelor, călătorește cu aproape 14,5 milioane kilometri pe oră și materialul mai aproape de palmă se deplasează chiar mai repede, cu aproximativ 17,7 milioane de kilometri pe oră. Diferența de viteză sugerează că materialul a trecut printr-o cavitate de gaz cu densitate scăzută, astfel că a fost încetinită în mod semnificativ, au explicat oamenii de știință. Steaua moartă a creat o astfel de cavitate la scurt timp după explozie, atunci când și-a eliminat mare parte din stratul exterior de hidrogen, au mai precizat cercetătorii de la Chandra.